Ultimele zile au fost foarte încărcate pentru pompierii din județul Gorj. Profitând de vremea frumoasă, cetățenii au trecut deja la curățenia de primăvară, iar prin arderea miriștilor, oamenii au provocat zeci de incendii de vegetație uscată. În ultimele 5 zile am fost solicitat să intervenim pentru stingerea a 5 incendii de vegetație uscată izbunite în localitățile Mușetești, Motru, Crușeț, Novaci și Târgujiu. Din fericire nu au fost înregistrate victime, dar aproximativ 2 hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări. Toate incendiile au fost în apropierea locuințelor și exista pericolul de propagare la acestea, însă intervenția promptă a pompierilor a făcut ca acest lucru să nu se întâmple. Cetățenii trebuie să știe că arderile de vegetație uscată trebuie făcute cu respectarea anumitor reguli. De aceea îi rugăm să intre pe site-ul nostru, www.isugorj.ro, și pe pagina de Facebook Isugorj, pentru a conștientiza riscurile la care se expun și a respecta regulile de ardere a vegetației uscate. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale se sancționează cu amenzi de până la 2500 de lei.